Bine v-am găsit în un episod de Skip or Pass. Astăzi au apărut banner cu tot cu 4-star și 5-star-uri din patch-ul 4.4, care o să vină în câteva zile. Pur și simplu, bannerele, la fel și bannerele de arme, arată de nota 11, sincer. Chiar o oportunitate pentru toată lumea cine nu are Sacrifice-urile și Lixpear-ul, care e în mijlocul la bannerul de arme. E extraordinar. Știu, îți de părerea, nu dați la arme, că e destul de răuț, mai ales pentru free-to-play. Dar de data asta, nu știu ce au mâncat. Una, două, trei arme care vedeți aici, în afară de sabie. Și sabie se putea și mai nou dacă vreți să jucați Dori-Dori, dar e Dori-Dori. Chiar arme folosibile pe mai multe caractere, care chiar sunt top tier. Dar să începem cu protagonista acestui patch, care doamna Xianyu, pur și simplu, doamna mommy vine printre noi cu 4-star-uri care, sincer, nu mă așteptam. Așteptam să văd un Ningguan, sincer, sau un Kev, că nu fost de mult. Dar avem pe domnișoara Noel, da, asta e toată numa de Noel, începutul jocului, nu-i wow. Faruzan, pentru cine nu are, chiar cred că vine din cauza că ce aia memo, Faruzan, poate ajută pentru ea DPS. Dar oricum, Xianyu fiind un suport sub DPS în același timp care ajută echipa. Da, e o alegere bună că nu fost de mult Faruzan și domnul nostru caracter nou, Gaming, caracter creat pentru plan gigatac. Sincer, bannerul e decent, dar mă așteptam să nu fie un banner din ăla foarte, foarte, foarte wow, din cauza că e și Naida, adică pui Xianyu, pui Naida și să fie și 4-star-ul de nota 11, era un pic de blasfemie aici, că era mult prea bun. Despre Naida, ce pot să spun, știe toată lumea, este cel mai puternic caracter din joc și o să rămân încă cel mai puternic caracter mult, mult, mult și bine. La Xianyu, pe scurt, ce face ea, pur și simplu amplifică sau ea face plan gigatac. Ultimat ajută orice caracter care în parte să fie plan gigatac, deci nu contează cine și chiar din loc poate deveni plan gigatac. Și dă buff arma ei în situația asta de 21% mai mult plan gigatac. Ajută foarte mult, mulți fani al lui Xiao o să dea pentru ea pentru că ajută și pe Xiao. În sfatul meu este un banner extrem de bun, dar dacă nu aveți Naida, vă sugerez Naida să dați, pentru că Naida o să vă ajute mult mai mult și merg în mult mai multe echipe cu Naida și puteți face lucrurile mult mai ușor, mai ales că e verdeața noastră preferată. Cu astea fi spuse, hai să vă arăt un pic de 4-star-ul. Faruzan, cum știți bine, este amplificator de Amemo Damage, pur și simplu la Amemo Bonus, la level 9, 30%, cu constelația 6, amplifică critical damage-ul de 4% la Amemo. Asta ajută foarte mult caracterele de Amemo în general și numai Amemo. Foarte frumos, Noel este shieldărița noastră preferată de buget, în care poate face daune, poate fi healer, poate fi shielder, cum vreți voi, extrem de bună. În cealaltă parte avem pe doamna Shora Naida, nici nu are nevoie de prezentări, pur și simplu amplificator de orice reacție bazată pe dendro și damage absurd de marcă. Cine o creat a fost cel mai bun de pe pământ, că verdeața era putere. În același timp, la banner, așa cum v-am spus, sunt arme extrem de bune, sacrifice-urile, pur și simplu sunt caractere care anulează cum ar fi cooldown de pe E și permite de 2 ore, asta ajută foarte mult pe multe caractere care au tone și tonă de cooldown reduction. Lispear-ul pur și simplu are fine tune, devine una cea mai puternice arme dacă jucați caractere doar din Liyue și surprinzător de puternic pentru că ajunge la 11% atac și 7% critical rate. Tech-ul ăsta e de 4 ore, adică la 4 membri, deci faceți calculul, e enorm de mare, 21% critical rate cu cât e? 44% damage. Și el mai are încă damage, încă 27. Da, e extrem de puternică arma. Arma lui Naida e unul cea mai puternică arme din joc, top 3 chiar. Pur și simplu pe oricine o puneți și acel caracter are un pic de reacții, dă damage de usură sau ajută la făcure de mult damage. Despre Xianyu și Gaming o să apară în curând discuții, cu ce fac mai detaliat și cum. Ce știm până acum că sunt caractere destul de bune amândoi. Gaming chiar trebuie constelația să atingă numere mari. Cu astea fi spuse, este un banner de nota 11. Părerea mea este Summon din cauza lui Naida, pentru că Naida este top tier, sau Faruzan pentru 4-star. La arme, faceți-vă un gând, pentru că sunt arme foarte bune și ca 4-star. Xianyu trebuie să fie, din punctul meu de vedere, pe locul 2. Nu este breaking meta sau
nu o să vă ajute extrem de mult pentru Demi sau să vă dați improv la multe echipe. Dacă cu asta vi spuse, mulțumesc de urmărire, spuneți-vă în comentarii părerea voastră. Ne auzim la următoarea, Summon plăcut!